Dragă Zahra, aș vrea să stăm una în fața celelalte. Să ne privim, să ne vorbim. Aș vrea să o luăm de la capăt. Dragă Maria, am ajuns cu bine acasă, la Tehran. Primul lucru pe care l-am simțit a fost un gol. Golul că nu ești aici cu mine. Mi-ar plăcea să ne plimbăm împreună și să-ți arăt locurile mele dragi. Am impresia că dintotdeauna vocea care vorbește în capul meu vorbește cu tine. Încerc să nu pun la îndoială tot ce mi s-a întâmplat după întoarcerea din România. Cred că asta e cel mai important. Să nu pun nimic la îndoială. Să continui să cred în mine. Cea de acum câțiva ani. Draga mea, locul acesta nu mai seamănă cu cel pe care l-ai descoperit tu. Lucrurile se întâmplă atât de repede, încât nici n-am timp să mă gândesc la ele. Nu mai pot să-mi amintesc vocea ta. Spune-mi, te rog, măcar că ești bine.